Salutare din nou și bine v-am regăsit la un nou clip pe canal. Și uite că a trecut și Crăciunul, Sfântul Crăciun. Pe 2017 îl așteptăm pe cel de la anul. Cum se spune, toate trec. Și acum începem activitatea. Facem sportul după masa de Crăciun. Facem puțin de mișcare după atâta mâncare. Acești butuci pe care îi vedeți i-am tăiat cu drujba la începutul lunii decembrie, au staționat aici, bineînțeles, acoperiți cu o prelată. Și azi m-am hotărât să mai facem câteva lemne. Le depozităm în magazia cu lemne, crăpate. Și o să mă vedeți în acțiune. Puțină mișcare nu strică după mesele de Crăciun. Așteaptă să fie crăpate. Îl avem în cadru și pe Tomiță, nu stă deloc, mare năzdrăvan, energie cât China. Tomi!
și prima roabă, ce urmează să fie cărat în magazia cu lemne. Lemne proaspete, numai bune de băgat pe foc. Gata, am terminat și cea de-a doua roabă. Lemne proaspete. Și mai am de tăiat, de crăpat câteva. Așa ușor. Pun un ceai cald. O ciocolată fierbinte. Acum facem un pic de pauză, am venit lângă sobă, beam un ceai fierbinte. Frigider. Și după aia continuăm din nou lucru. Gata, am revenit după 2 ore de muncă de crăpat la lemne. Am luat o pauză de un sfert de oră pentru un ceai fierbinte, să mă încălzesc un pic la sobă. Și acestea sunt lemnele care le-ați văzut la început, din acei butuci. Roabele stau aici la adăpost, în magazia cu lemne, unde le este locul. Am cărat în total 15 roabe de lemne, full, roba aceea albă, am folosit-o. De obicei, noi aici la țară avem întotdeauna rezervă. Mai ales iarna trebuie să ai rezervă de lemne. Și când, la o săptămână, cam așa, o săptămână, două, când vezi că mai puține lemne, comanzi din nou, te le aduce omul acasă, tu le tai, le-ai crăpat și le-ai depozitat în magazia cu lemne să se usuce pentru sobe. Deci, mă repet, întotdeauna e bine să ai o rezervă de lemne la țară, pentru că nu se știe în ziua de azi cum s-a schimbat clima. O perioadă de câteva săptămâni poate să fie foarte rău. Foarte rău și omul care ai vorbit că îți aducă lemne, nu poate, pur și simplu nu poate, pentru că nu depinde doar de el. El îți aduce când este frumos afară. Și de asta e bine să ai mereu o rezervă de lemne, pentru că fără lemne e foarte nasol la țară. Și de obicei când este mestul așa, la o săptămână, două, când vezi că stocul e cam pe terminate, e bine să comanzi lemne. Le depozitez
metri sau fiecare ce poate, le tăia cu drujba, pui butuci undeva să fie foarte acoperiți. Cât de frig este, iese și aburul. Se observă, nu? Când suflu așa. Le-am cărat, l-am depozitat în magazia cu lemne, unde le este locuri. Oricum mai aveam un rând de lemne, acela vechi. Alei cam vechi, sunt lemne foarte uscate, care ar foarte bine. Și acestea sunt un pic mai verzi. Câteva sunt uscate, dar întotdeauna e bine să le combini. Nu poți băga numai lemne uscate. Întotdeauna e bine să le combini și e tot ok. Ok, cam atât. Până data viitoare vă salut și vă doresc spor la treabă. Numai bine!